Așa, o să vorbim despre om. Omul. Și o să vorbim despre om, să vedem ce este omul, de, care sunt motivele pentru care Dumnezeu l-a creat pe om, ce este sufletul omului, despre nemurirea sufletului omului și despre chipul lui Dumnezeu în om. Acestea sunt temele pe care o să le discutăm astăzi. Ca să vorbim despre om, avem nevoie iarăși de această carte numită Biblia. Și să ne uităm, să deschidem puțin la Psalmul 8, da? La Psalm. Și să vedem la Psalm. Psalmul 8. Așa, mergem la Psalmul 8. Așa, versetul 5. Pagina 567. Zice versetul 4, versetul 4 și 5. Spune așa. În primul și primul, haideți să o luăm de la început, ca să, că e foarte mix psalmul și să-l citesc pe tot. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit laudă. Pentru vrăjmașii Tăi, ca să amânțești pe vrăjmași și pe răzbunători. Când privești cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic. Atenție mare, acum, este, acum sunt versetele care ne interesează pe noi. Ce este omul că ți-amintești de el? Sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el, cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe el peste lucrul mâinilor Tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele pământului. Păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Deci, acest psalm 8 pentru noi este esențial ca să înțelegem cine este omul. Din acest psalm care este revelat de Dumnezeu, vedem cine este de fapt omul. Deci omul este, spune aici, micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri. Deci este puțin mai mic decât îngerul. Da? Apoi spune aici că este cu slavă și cu cinste, cu mărire și cu cinste l-a încununat pe el. Deci omul este încununat cu mărire și cu cinste. Pentru că, și spune, toate le-ai supus sub picioarele lui. Omul este stăpânul făpturii. Omul este creat de Dumnezeu, stăpânul lumii. Acesta este rolul omului, să fie stăpân peste lumea materială. Și spune clar, peste animale, peste boi, peste capre, peste lei, peste cer, peste păsările cerului, peste toate animalele peștii mării, stăpân peste toate acestea este omul. Ca să vedem mai bine lucrul acesta, trebuie să mergem puțin, voi vă notați, da? Psalmul 8, versetul 5 până la sfârșit. Versetul 5 până la versetul 9. Și apoi hai să mergem puțin la facerea lumii. La facerea lumii, să mergem la capitolul 1, de la facerea lumii, versetele 26-27. Da? Deci chiar la facere. Este primul capitol, da? Din Biblie. Versetele 26-27. Și să auzim ce spun versetele acestea. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. A făcut bărbat și femeie. Și ea, Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând, crește și vă mulțiți, umpleți pământul și stăpâniți. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul. Iată. Deci,
iarăși ni se adeverește acest lucru, faptul că omul a fost făcut să stăpânească făptura. Dacă mergem apoi la Facere, capitolul 2, da, versetul 7. Notați-vă, Facere, capitolul 2, versetul 7. Și în acest capitol vedem următorul lucru. Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Pentru noi acest verset este esențial. Pentru că înțelegem, pe cât ne este cu putință înțelege, cum l-a făcut Dumnezeu pe om. Și aflăm următorul lucru. Omul nu a fost făcut din nimic, ci a fost făcut din țărână, din pământ. Din pământul care... Pământul a fost făcut din nimic. Deci omul e făcut din pământ. Nu din maimuță, foarte bine spus. Nu din maimuță. Și vreau să atingem puțin și acest subiect. Cine a fost mai întâi, omul sau maimuță? Legat de maimuță. Nu, cineva a întrebat cine a fost mai întâi, oul sau găina. Da. Și la această întrebare, dacă este să ne uităm aici, în Sfânta Scriptură, răspunsul e clar găina. Dumnezeu a făcut găina. Și găina a făcut o ouă. Da? Deci avem și răspunsul la această întrebare din Revelație. Numai că ceea ce scris în Revelația dumnezeiască nu se poate demonstra. Deci facerea omului de către Dumnezeu, facerea lumii, facerea Universului, sunt lucruri care nu se pot demonstra din punct de vedere științific. În primul și în primul rând, că noi astăzi trăim în lumea după cădere. Deci una era lumea înainte de cădere, una e lumea după cădere. Pentru că o să vedem, când acum o să, intrând în problema om, problema a ceea ce înseamnă om, vom vedea că omul este legat de plante, de animale, de univers, de fulgere, de tunete, de tot ce există pe pământ. Și nu, tot ce există, când spun tot ce există pe pământ, nu mă refer la pământ doar, ci mă refer la tot ceea ce este creat material de Dumnezeu. Omul este în strânsă legătură cu toată creația. În momentul în care un om e mânios, toată creația are o vibrație rea. Înțelegeți? În momentul în care cineva face un păcat, toată creația este supusă este o consecință a omului. Este ca și cum regele, în momentul în care guvernul, președinția face un lucru rău, acel lucru rău influențează toată masa socială. La fel și aici, omul fiind pus stăpânul creației, prin păcatul său, a degradat întreaga creație. Deci, creația lui Dumnezeu bună, făcută de Dumnezeu bună, a fost degradată în totalitate de către om. Deci, de aceea noi nu putem să mergem științific să spunem ce a fost înainte de căderea lui Adam. Noi putem vedea maxim până la momentul căderii lui Adam, dar nu mai departe, să vedem lucruri. De aceea, nu putem compara lucrurile și nu putem să le studiem științific. Faptul că Dumnezeu a creat omul nu se poate demonstra științific. Nu se poate demonstra creația științific. Dar știm că există teorii. Există teoria evoluționistă care spune că omul se trage, deci una dintre alta, una dintr-un animal în altul, până la cea mai evoluată ființă și anume om. Faptul că există asemănări între oameni și animale nu rezultă logic că omul se trage dintr-un animal. De exemplu, vă spun un exemplu. Știți că în ultimul timp s-a descoperit știința numită genetică. Genetica este o știință foarte importantă pentru că ea studiază gena. Și gena este extraordinar de importantă, pentru că în ea se găsește toată informația despre om. Ce culoare să aibă ochii, cum să aibă mâinile, cum să aibă capul, cum să aibă creierul. Totul este înscris informațional în acea genă. Este o ramură de biologie. O ramură a biologiei genetică. Exact. În gena se găsesc absolut toate despre om. Tot. E ca o carte. Cum trebuie să aibă urechea, cum trebuie să aibă ficatul, cum trebuie să funcționeze. Totul se găsește în genă.
Și aici un om credincios poate să spună, wow, Dumnezeu cât de minunat a creat lucrurile acestea. În așa fel încât în acea carte mică, infinit de mică, există totul despre om. E, gene au și porcii. Gene au și maimuțele. Tot există genă. În tot. Și în tot ce este viu. E, s-a văzut, cercetându-se gena, că între gena maimuței și gena omului este o diferență fundamentală. Foarte mare. În schimb, unii au observat că omul este mai apropiat genetic de porc. Și atunci am putea să tragem concluzia, după teoria evoluționistă, că de fapt omul nu se trage din maimuță așa cum s-a crezut până acum, ci omul se atrage din porc. Deci, vedeți unde se ajunge în momentul în care mintea omului o rea razna. Pentru că noi, faptul că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile, cu 24 de ore, soare, zi, lumină, noapte, cum a creat omul din țărână, toate lucrurile acestea, noi le acceptăm prin credință. Noi le acceptăm pentru că noi credem în Dumnezeu și că El a făcut așa lumea. Dar nu putem să o demonstrăm lucrul ăsta. Cum nici știința nu poate să demonstreze invers. Nimeni nu poate să demonstreze că omul se trage din altceva sau că omul evoluează, se transformă în altceva printr-o evoluție. De aceea, vreau să vă spun că mai există o erezie numită evoluționismul teist. Evoluționismul teist, adică cum că Dumnezeu ar fi creat o celulă și celula aia s-ar fi dezvoltat în maimuță, din pește în maimuță, așa evolutiv până la maimuță și din maimuță om. Fals! Nu a făcut așa Dumnezeu lumea. Așa cum ne arată facerea lumii, fiecare plantă, animal cu sămânță întrânsul. Deci fiecare nu-și modifică codul genetic. Codul genetic rămâne același de la facerea lui până astăzi. Nu se schimbă nimic. Chiar dacă există asemănări esențiale, foarte mari între anumite animale. Dumnezeu, ca un pictor desăvârșit, a pictat cu aceleași culori și maimuța și zgârienorul. Nu înseamnă că zgârienorul se trage din maimuță. Că au fost scrise cu aceleași culori, că au fost pictate cu aceleași culori, nu? Deci, de aceea, ideea cum că lumea ar fi evoluat în timp, Dumnezeu ar fi creat o celulă care ar fi evoluat în timp, sub protecția lui Dumnezeu, ca să spunem așa, este o erezie de data aceasta. Nu mai e doar o idee greșită. De ce? Pentru că implică ideea de Dumnezeu. Și noi credem că este o erezie a spune că Dumnezeu ar fi creat maimuța și din maimuță s-ar fi dezvoltat omul. Nu. Dumnezeu a creat maimuța, Dumnezeu a creat omul, care are alt cod genetic decât maimuța și decât celelalte animale. Și fiecare în ziua lui, atunci când Dumnezeu a hotărât. Deci asta trebuie să știm. Mergem la facere 1, capitolul 26-27, nu m-am spus. Așa și apoi la facere, capitolul 2, versetul 7, și în care se spune, atunci luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Suflare de viață. Ființă vie. Sunt lucruri esențiale pentru noi. Pentru că ușor, ușor vom înțelege ce este omul și că omul are suflet. Suflarea de viață este suflet. Să vedem însă ce spun apostolii. De exemplu la Romani. La Romani capitolul 13. Mergem la Romani. Așa. Romani este imediat după faptele apostolilor, da? Haideți să învățăm să căutăm și în Biblie. Ca să căutăm în Biblie, trebuie să știm că Noul Testament începe cu Matei. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Sunt cei 4 evangheliști. După care urmează faptele apostolilor. Fapte. După fapte urmează Romani. Deci... Scrisoarea lui Pavel către Romani. Epistola către Romani. Deci Romani. După Romani urmează Corinteni. Există chiar o prescurtare așa care poți să o înveți pe de rost ca să poți să cauți mai repede în Biblie. Ro. Co. Co. Da?
Romani, Corinteni 1, Corinteni 2, da? Deci, da, putem să le scriem, puteți să le scrieți ca să putem să le avem în formatul acesta, da? Ia scrieți asta. Deci, după fapte, urmează. Ro, co, co, gal, f, fil, col, te, te, ti, ti, tit, fil, ev. Ați notat? Ați notat sau n-ați notat? Păi sper că ați notat, sper că aveți foaie de hârtie, sper că nu stați și vă uitați, da? V-ați notat ceea ce v-am spus, da? Repetăm? Repetăm, da? Ro, co, co, gal, f, fil, co, te, te, ti, ti, tit, fil, ev. Astea sunt epistolele Sfântului Apostol Pavel. Către, am zis, romani, corinteni, corinteni, galateni, efeseni, filipeni, coloseni, tesaloniceni, tesaloniceni, timotei, timotei, tit, filimon și evrei. Da? Sunt prescurtări. Dacă învățați asta pe de rost, apoi vă este foarte ușor să urmați, să știți exact, imediat să găsiți în Scriptură, să găsiți unde anume să căutați. Deci, am zis că de romani. Da? Deci, romani, capitolul 13, capitolul 13, romani, capitolul 13, 1288. Capitolul 13, versetul 14. Așa. Ce spune? Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija de trup să nu o faceți spre pofte. Deci, iată, din acest verset ni se demonstrează că omul are trup. Deci omul are trup. Are omul trup? Uite, ne spune Scriptura că omul are trup. Pentru că nu, n-am fi știut că omul are trup dacă nu ne spunea Scriptura. Dar iată că este foarte important, deci în Scriptura se vorbește despre trup. Deci există trup. Mergem mai departe. Haideți să mergem acum la Galateni. Da? Galateni, capitolul 3. Capitolul 3, deci pagina 1323. Capitolul 3, versetul 3. Da? 1323, da? Deci, Galateni, capitolul 3, versetul 3. Ce spune? Atât de fără de minte sunteți. După ce ați început în Duh, sfârșiți acum în trup. Deci, vedem trup, Duh. Da? Trup, Duh. Foarte important. Mergem mai departe. Haideți să mergem acum la 1 Corinteni. Da? 1 Corinteni. Da? Imediat după Roman, da? 1 Corinteni. Capitolul 9. Capitolul 9. Așa, versetul 27. 27. Ultimul verset, da? Din capitolul 9 de la Corinteni. Ce spune Sfântul Pavel aici? Spune așa. Urmăriți, da? Ci îmi chinuiesc trupul meu, da? Și îl supun robiei, da? Îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Deci, iată iarăși ideea de trup. Faptul că omul este trup. Și ce face Pavel? Își chinuiește trupul și îl supune robiei, ca nu cumva altora propovăduind, deci nesuferind el însuși, nu necazurile,
robia, suferința, nesuferind, deci cum să propovăduiască altcuiva? Dacă tu nu simți durere, cum să propovăduiești tu altuia despre durere? Să-i spui fericiți când veți fi prigoniți? Poți să-i spui asta când tu nu ești prigonit? Păi, nu prea poți să-i spui, că nu știi ce e aia. Și atunci spune, îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduit, eu însumi să mă fac netrebnic. Deci, iată existența trupului. Mergem mai departe. La Galateni, mergem acum la Galateni, capitolul 5. Rococogal, da? Așa. Galateni, capitolul 5. Capitolul 5. Versetul 24. Ia auziți aici, tot despre trup. Iar cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, da? Și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Deci, cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Ați văzut că în Filipine sunt unii care, ați văzut, nu? În Filipine. Da, da. Care se răstignesc pe cruci, își bat cuie în mâini și în picioare ca să fie ca Iisus. Sunt biciuiți și așa mai departe. Pentru că ei au luat acest verset din Biblie, mot a mot, și au zis că trebuie să-ți răstignești trupul. Da, da, ei n-au citit mai departe, că Sfântul nu se oprește la ideea răstignit trupul, punct. Ci spune, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă această răstignire a trupului? Nu e o răstignire fizică. Ce este o răstignire spirituală a trupului? Chinuire. O răstignire înseamnă o sforțare, nu? O sforțare. O înfrânare a patimilor și a poftelor. Omul are pofta, nu? De a bârfi, de a judeca, de a minți, de a fura, de a desfrâna și așa mai departe. Și cel care își înfrânează aceste lucruri, da? Poftim? Este poftă spărstea. Mie nu mi se pare poftă. Ba, este o poftă. Stăpânirea de sine. Este o poftă. Și am să vă spun un lucru. Am să vă spun un lucru legat de acest subiect. Este o poftă. Și din păcate este o patimă foarte grea, din care se scapă foarte greu. Este o patimă, adică o poftă. Patima înseamnă poftă. Atenție mare. Deci, în momentul în care cineva începe să bârfească, simte o dulceață în inimă. Deci... Exact. Erica, fii atentă, că tu ai pus întrebarea asta. Deci, în momentul în care cineva bârfește, în clipa aia simte o dulceață a inimii. Această dulceață a inimii, în momentul în care omul dorește să o simtă mai mult, și atunci bârfește în continuare. Și asta se transformă în patimă, în poftă. Este o poftă. De ce? Pentru că acea dulceață a inimii este, de fapt, demonică. Este o lucrare a poftei, o lucrare a minții în inimă negativă. Deci, omul începe să intre în el duhul acesta al mândriei care însoțește pofta. Pofta desfrânării, însoțită de pofta mândriei. Pofta furatului, al urei, urii, al hulei, al necredinței, al pofta blasfemiei. Omul începe să simte o dulceață și să se îndulcească cu pofta respectivă. Deci nu este simplu doar o chestie la nivel rațional. Ci este o lucrare care devine care intră în inimă și omul nu poate să mai trăiască altfel. Și trebuie să se lupte cu el, să-și răstignească trupul, da? Ca să poată să scape de asta. Deci asta se scapă prin răstignirea trupului. Este un iad. Exact. Este iadul personal. Da, este un iad. Păi vedeți că și iadul, de ce omul nu iese din iad? Pentru că simte oarecare plăcere și acea plăcere nu-l scoate, nu mai vrea să iasă, nu se mai sforțează, nu își răstignește trupul. Bun. Mergem mai departe.
Mergem mai departe la Iuda. Deci epistola Sfântului Apostol Iuda, da? Iuda unese. Dar nu e vorba de o Iuda Iscariotean. Nu este vorba, e alt Iuda. Da. Iuda este după epistolele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul, la pagina 1392. Așa. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda. Da? De la versetul 7. De la versetul 7 ne spune următorul lucru. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care în același timp ca acesta s-au dat la desfrânare și au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă suferind pedeapsa focului celui veșnic. Asemenea, deși aceștia visând pângăresc trupul, leapă de stăpânirea și culesc măririle cerești. Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de fulă, ci a zis să te certe pe tine Domnul. Aceștia însă de faimă cele ce nu cunosc, iar cele ce, ca dobitoacele necuvântătoare, știu din fire, între aceștia își găsesc fieirea, spune aici. Deci, iată existența trupului. Acum, am văzut în Sfânta Scriptură despre existența trupurilor. Acum să vedem învierea trupurilor. Despre învierea trupurilor. Ca să vedem despre învierea trupurilor, pentru că trupurile vor învia. Da? Știm din Sfânta Scriptură ce spunem în crez. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin, da? Deci, învierea morților înseamnă învierea trupurilor. Pentru că trupul moare. Datorită păcatului, da? Lui Adam, consecința păcatului este și moartea trupului. Și atunci, iată despre învierea trupului, trupurilor, da? Vedem la 2 Corinteni. Haideți să mergem la 2 Corinteni. Așa. 2 Corinteni, capitolul 5. Capitolul 5. Ne spuneți un pic și mai. Da, versetul 10. Este la pagina 1313. Așa. Versetul 10. Așa. Spune următorul lucru. Pentru că ați găsit cu toții, da? Așa, capitolul 5, versetul 10. V-ați notat, să vă notați pe hârtie versetele. Este cel care începe cu căci, dacă? Da. Deci, versetul 10. Pentru că noi toți... 1313. Doi Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Ați găsit? Ați găsit cu toții? Așa. Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Da? Ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup. Ori bine, ori rău. Deci auziți aici existența judecății. Da? Pentru ca să ia fiecare cele ce a făcut prin trup. Ori bine, ori rău. Da? Deci, pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. Deci toți ne vom înfățișa pentru a fi judecați pentru ceea ce am făcut în trup. Bun. Acum, pentru că vorbim despre suflet. Sufletul nu e materie, da? Nu e făcut din trup. Sufletul este diferit de materie. El nu este creat din materie cum e trupul. Sufletul este de natură cerească. Este creat direct, deci sufletul este creat direct de Dumnezeu. Deci, da? Acum vorbim despre suflet. Bun. La Matei, capitolul 16,
Matei, capitolul 16. Capitolul 16, versetul 26. Ia auziți aici. Să vedem despre existența sufletului. 1118. Ați auzit, da? 1118, da? Spune așa. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă? Iar sufletul său îl va pierde. Da? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Și după aia, dacă ne uităm la versetul 25, uitați-vă la versetul 25, că cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde. Și cine își va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Iată, Hristos vorbește despre suflet, da? Și că este mai important decât lumea întreagă. Deci aici vedem valoarea sufletului. Sufletul este mai valoros decât lumea întreagă. Bun. Haideți să mergem acum la Matei, capitolul 10. Matei, capitolul 10. Versetul 28. Ia auziți aici. Ce frumos spune. La 1108, da? Așa. Spune așa. E foarte important să vă notați aceste versete, pentru că într-o discuție cu un protestant sau un neoprotestant, veți avea toate versetele pregătite ca să puteți să discutați cu oricine. Da? De exemplu. Și pentru voi, în primul rând, să știți exact unde să găsiți ceea ce vă interesează. Da? Deci, la Matei, capitolul 10, versetul 28, ce spune? Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Auziți? Deci, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Deci, trup și suflet. Deci, omul nu e numai trup. E și suflet. Exact. Exact. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu poate să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghienă. Deci Mântuitorul Hristos vorbește clar de existența sufletului ca fiind entitate deosebită față de trup, dar care în viață este împreună cu trupul, creată deodată cu trupul, nu? Așa. Deci, uciderea trupului, să nu ne fie teamă de cei care ne ucid trupul, ci de cei ce pot și sufletul și trupul să le piardă în ghienă. De aceea să ne fie teamă, ne spune Hristos. Cine sunt aceia? De exemplu, sectanții. Da. Ecumeniștii. Sataniștii. Yoginii. Masonii. Toate sectele, toate vrăjitorii. Toate